Ziua tuturor, sunt Tarotela, după o pauză cam lungă, știu, dar necesară pentru mine cel puțin. Dragii mei, abonați, vizitatori, vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdare. Sper să înțelegeți că uneori avem nevoie de un timp special în care să ne regăsim valorile și esența. Și se întâmplă adesea să fie într-o perioadă, cum a fost aceasta, cu Mercur retrograd, în care, din păcate, pentru cei născuți în zodia Taurului, am făcut o înregistrare care nu am reușit să o dau în ades, apoi am repetat probleme tipice lui Mercur retrograd. Acum încerc să fac o mică, rapidă citire, etalare pentru sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Am început să amestec cărțile și la un moment dat am văzut puterea, ceea ce mă face să mă gândesc că ați trecut prin niște probleme, o să vedem cărțile. Și spun că ați trecut, am senzația că vă transformați, vă voi arăta de ce. Ați trecut prin niște probleme care vă îndeamnă să vă întăriți, să vă depășiți natura, oarecum unii dintre voi, fiind semn de pământ, poate sunteți îndemnați să vă gândiți mai pragmatic, să fiți materialiști, dar puterea, după cum știți, este o femeie cu un leu, este un parteneriat între natura voastră materială, fizică, 3D, și natura voastră spirituală, intelectuală, intuitivă, conectată la alte dimensiuni. Deci, cred că ați trecut și poate treceți în continuare prin niște situații care vă îndeamnă și vă susțin să deveniți mai puternici. Amestecând acest set de cărți, mi-a sărit chiar în față valetul de monede. Bănuiesc că sunteți voi, încercați să începeți ceva, voi sunteți semn de pământ, monedele reprezintă semnul de pământ, poate să fie și altcineva, capricorn, fecioară, dar nu neapărat. Poate este un copil, dar dumneavoastră, dacă nu este copil, care trebuie să studieze, poate voi trebuie să studiați niște chestiuni care vă ajută să începeți un nou proiect cu mare, mare potențial către abundență, pentru că vorbim de monede, da? Ia uite, aici văd și soarele, este posibil în această perioadă de transformare să vă treziți la o nouă înțelegere a lucrurilor, să vedeți lumina chiar și în situațiile întunecate. Așa simt în acest moment. O să punem cărțile imediat. Le-am amestecat, le tai. Sper să nu-mi pice camera, cum mi s-a mai întâmplat, pentru că piciorul acela rupt nu l-am reparat. Nu i l-am pus în gips, da? Imediat. Am amestecat și din acest set de cărți și ia uite ce mi-a sărit. Și de-aia spun că treceți prin niște transformări. Marele preot și moartea. Marele preot reprezintă clar zodia Taurului sau o persoană născută în mai eventual, dar și transformarea. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un scorpion și această persoană foarte intensă vă transformă și vă ajută, da, să vă conectați la spiritualitate în cazul în care n-ați fost și ați fost concentrat mai mult pe partea materială, așa, sau în cazul în care sunteți spiritual, să renunțați la niște dogme, pentru că Marele Preot e totuși dogmatic și moartea reprezintă schimbare, înviere, transformare. De-aia am spus că treceți prin niște situații destul de intense, dramatice. Mi-aduc aminte din înregistrarea pe care am făcut-o și nu am reușit să o dau la des. La un moment dat v-a fost recomandat și chiar meditația din acea perioadă, tot vedeam rochii albe, dansuri într-o atmosferă de lumină. Poate unii dintre voi v-ați gândit la o căsătorie, pentru că Marele Preot reprezintă și angajare și contracte, da? Poate unii dintre voi, rămâne de văzut, v-ați dorit căsătoria cu acest scorpion sau persoană foarte intensă, plutonică. Așa, iar din ce mi-aduc aminte, ca și
sfat să meditați în martie a fost să meditați la culoarea albă, dacă o putem numi culoare. În teoria culorilor europeană a lui Eaton nu este culoare, este non-culoare, dar pentru asiatici albul este considerat culoare, da? Și mă gândesc că ce ar putea însemna, afară de puritate și toată simbolistica legată de acest alb, ar mai însemna că poate trebuie să vă deschideți toate chakrele și să fuzionați această lumină, curcubeul, da? Ideea asta de prismă care se transformă, da? Curcubeul trece printr-o prismă și se transformă în lumină albă. La fizică nu sunt foarte bună, puteți să dezvoltați, să căutați problema aceasta și să meditați asupra ei. Ok, am amestecat și aceste cărți și acum haideți să vedem ce avem pentru acest sfârșit de martie, rapid. Trecutul sau ce ați experimentat în ultima vreme, ce experimentați în acest moment, ce urmează să vi se întâmple. Și pentru cei care vă doriți să vorbim despre relații, chiar și pe scurt, cu cine urmează să vă întâlniți? Și vom clarifica. Eventual, o să mai pun și o altă carte. Ok, și de aici o să. Da, nu. În continuare, o să aleg și de aici câte o carte. Da, una, două, trei, patru și apoi vom clarifica. Ok, în trecut. Ceea ce poate să însemne martie până la această citire sau februarie. 2 de 4, interesant. 4, aprilie, că tot ne apropiem de aprilie, dar rămâne de văzut ce legătură are cu aprilie. Poate în aprilie reușiți să vă eliberați de această energie care e oarecum blocantă în a atrage abundența în viața voastră, în a atrage fericirea, bucuria pe care toți ne-o dorim. 4 de cupe reprezintă o persoană care se gândește la un trecut destul de trist pentru unii dintre voi sau dacă a fost o persoană care ea nu-i plăcea să se angajeze în legături de lungă durată sau profunde și îi plăcea să petreacă, primește o ofertă foarte importantă emoțională, dar o refuză gândindu-se că își pierde libertatea și nu mai are timp de petreceri. Există o variantă, dar pentru alții poate ați fost trădați în dragoste. Acest trei de cupe poate să însemne un trio, o persoană, o situație în care o persoană a apărut în cuplu și a deranjat parteneriatul cele două cupe. Ei, și vă gândiți oarecum supărați și nu mai vreți să primiți nicio ofertă, chiar dacă este aici, Dumnezeu vă oferă o nouă șansă, o dragoste chiar și mai frumoasă, mai mare, pură, da, dar voi nu vreți să o primiți. Am senzație că e vorba de voi, pentru că de-aia am și pus cărțile pentru voi. Poate să fie povestea în oglindă, să fie altcineva. Rămâne să vedeți voi. În continuare, 4 de săbii. Este o persoană care se vindecă și asta e foarte bine, da, după această perioadă de astăzi supărat, se gândește, meditează, refuză, hotărăște să intre într-o perioadă de post, de meditație, de vindecare spirituală, se conectează la spiritualitate, se gândește la această trădare, dacă a fost vorba de o trădare, sau observă ce este în jurul lor și apoi, după o perioadă de observare, ia sabia dreptății și o manifestă ca atare în viața sau o manifestați în viața voastră. Aceasta ar fi energia trecutului din ultima perioadă. Vă repet, dacă n-am specificat în celelalte etalări, în celelalte videoclipuri, nu luați timpul exact, pentru că în citiri, în astrologie, în tarot, nu avem timpul de la o dată la alta fixă. Noi citim pentru o perioadă, dar timpul este fluid. La nivel divin se manifestă mult mai relaxant. Acum, în prezent, wow, foarte frumos, iar a apărut soarele. Cu siguranță că ați sau începeți să depășiți momentul de tristețe, de refuz. Psst. Liniște, cățelul meu are chef de joacă.
Așa, și e foarte bine cum corespund cărțile, vedeți și voi. Hermitul seamănă foarte mult cu patru de săbi, este o arcană majoră care oglindește această energie la nivel pământean. Probabil că într-adevăr unii dintre voi v-ați izolat, v-ați consultat cu voi înșivă, v-ați pus întrebări importante despre relații, despre emoții. Poate unii dintre voi nu ați vrut să recunoașteți o emoție puternică pentru cineva, ați refuzat această ofertă emoțională fantastică, poate, da? Și v-ați gândit, cum am spus mai devreme, la o perioadă de libertate, de confort emoțional cu prietenii. Și totuși, această ofertă a stat și este în continuare în preajma voastră să vă trezească, da, soarele, să vă trezească și să vă aducă alinare. Probabil că ați meditat la acest lucru. Acest lucru este confirmat și de eremit, da? Este imaginea unui călugăr care se duce în munți, în pustie, în pustietate, într-un ashram, într-o mănăstire, da? Și meditează. Poate nu v-ați dus nicăieri de genul ăsta, dar v-ați izolat oarecum, nu ați mai petrecut cu alții cum ați petrecut pe vremuri și ați căutat să vă găsiți lumina, soarele, da, soarele interior. Și cred că l-ați găsit pentru că această carte vine să clarifice ce ați reușit să vedeți în această întunecime, în această noapte, în această căutare. Este o energie prezentă care poate să continue până prin aprilie, rămâne de văzut pentru unii dintre voi. Poate să fie o fecioară, poate să fie cineva cu soare în fecioară sau să începeți, simt, da, simt că veți începe să culegeți cu adevărat roadele acestei căutări undeva prin perioada ori în august, iulie, august, când este semnul leului și când soarele se manifestă cel mai puternic, ori acum, odată cu începutul de an, natural, echinocțiu, da, soarele este în berbec. Poate totuși aveți de-a face cu cineva născut în zodia peștilor, care va aduce o mare fericire sau trezire. În fine, simt că ar putea să aibă loc această bucurie mare, această trezire și în această perioadă în care întreaga natură prinde viață și se bucură ca un copil de această nouă etapă prin care trecem, da? Sau în care am intrat primăvara. Ce urmează? Ce urmează? Cum am spus, cineva a încercat să vă ofere această cupă și ați refuzat-o în trecut. Așa simt. Așa simt. Și pentru că 4 și cu 1 înseamnă 5, 5 de cupe este o energie în care regretăm ceva. Poate că regretați că nu ați primit-o și pentru că ați meditat suficient, v-ați găsit lumina interioară și vreți să o manifestați în viața voastră. Vreți să oferiți dragostea, să oferiți emoții, să oferiți bucuria pe care ați regăsit-o în voi și prin această experiență și vreți să comunicați. Ceea ce taurul nu prea face. În mod special, nu comunică emoțiile prin care trece ceea ce simte, este concentrat mai mult pe partea practică, materială, dar este o zodie foarte sensibilă, care simte foarte mult și am senzația că unii dintre voi simțiți nevoia să comunicați, poate cu un semn de apă și să. Poate comunicarea nu o să fie chiar cea mai romantică, dar va fi sinceră. Poate chiar vă veți cere scuze sau
Va fi invers, rămâne de văzut, dar luați lucrurile așa cum simțiți că rezonează cu voi. Și acum, cine vine în viața voastră? Deocamdată cred că trebuie să așteptați. Devenit vine. Dar cred că trebuie să mai așteptați. Și asta din cauza că v-ați făcut foarte multe griji la un moment dat și trebuie să renunțați la această vibrație de teamă, de frică, de coșmar, de îngrijorări. E o stare negativă care nu va aduce prea multe bucurii. Ați găsit soarele, ați găsit răspunsul, cum am spus, ar putea, dacă nu acum, la început de primăvară, poate în august, îl manifestați cu adevărat. O să mai clarific aceste cărți, dar simt că trebuie să mai așteptați un pic. Acum, citirea, etalarea aceasta a fost pentru sfârșitul de martie, început de aprilie. Rămâne să vedem în aprilie ce cărți va apar. 7 de monede este cineva care e oarecum obosit. Poate persoana pe care o așteptați a obosit să investească, să ofere această cupă care nu a fost primită. A obosit să-și facă griji dacă veți primi cupa. Și este foarte posibil ca voi să întrebuiască, într-adevăr, să trebuiască să mergeți să comunicați ceea ce simțiți, să comunicați ce vi s-a întâmplat, de ce ați refuzat, prin ce ați trecut, căutările voastre interioare, spirituale, emoționale și mai ales să vă exprimați acest soare, această bucurie. Bănuiesc că persoana vă aduce mare bucurie, dar undeva nu ați exprimat, nu le-ați spus și lor. Cât bine sau câtă bucurie v-au adus. Ia uite. Alt 4, 4 de monede, care iar reprezintă semnul taurului. Vi s-a făcut o ofertă, ce frumos arată cărțile, vi s-a făcut o ofertă de dragoste la un moment dat, poate vi se va repeta această ofertă și cineva a refuzat-o. Poate v-ați făcut griji că trebuie să oferiți bani, că trebuie să vă exprimați din punct de vedere financiar în această relație și din acest motiv n-ați vrut să primiți, rămâne de discutat, dar dintr-un motiv sau altul n-ați vrut să primiți și ce ofertă divină. Și acum, cum am spus, 4 cu 5, acum regretați, unul din voi regretați pentru că celălalt, da, pentru că celălalt a cam început să obosească și s-a detașat emoțional. Vrea să-și găsească fericirea în altă parte și totuși, acum ați înțeles că este o legătură karmică profundă, cunoașteți persoana foarte bine, o simțiți foarte bine și am senzația că vreți să lucrați această 8 de monede, iar semn de pământ, puteți să fiți dumneavoastră, am senzația că vreți să lucrați această relație, să investiți, da? Ei au investit, au obosit, acum s-ar putea să fie rândul vostru. O să mai pun totuși o carte pentru această clarificare, te rog frumos, 7 de monede. Deci am zis că fac o etalare mai scurtă și tot ne-am lungit până la 20 de minute. Da? Ei sunt foarte răniți. Că i-ați refuzat.
Ia uite ce ați avut aici. Twin flame, suflete gemene, suflete perechi. Da? Fericire. 10 de cupe, îndrăgostiții. Atracție foarte mare între voi și totuși. Poate v-a speriat această atracție. O să mai pun încă o carte și din celelalte de cărți. Ia uite ce a sărit. Fantastic. Diavolul. Cred că această atracție a fost atât de intensă încât v-a speriat la un moment dat pe amândoi. Da? Iar ei au ajuns să considere acest refuz prea toxic. Și grijile pe care și le-au făcut i-au intoxicat, i-au îmbolnăvit. Așa simt în acest moment. Sunt foarte răniți, e clar. Am spus, este persoana cu care, sau, care vă va intra în viață. Poate că voi trebuie să vă întâlniți cu ei și să explicați de ce i-ați refuzat, să explicați prin ce ați trecut și să le oferiți și voi emoțiile de care au nevoie. Eu simt că este o mare dragoste între voi, un mare potențial, dar totuși unul dintre voi a amânat, a lăsat în spate această dragoste mare și a fost oarecum mai distant, mai rece. Repet, ceea ce am spus despre dumneavoastră poate să fie imaginea inversă și să fie varianta din perspectiva celuilalt. Înțelegeți, da? Cam asta ar fi citirea pentru sfârșitul de martie, începutul de aprilie. Rămâne să vedem ce vă va arăta, ce vi se va arăta în aprilie. Cât de curând va fi și citirea pe aprilie. Numai bine, vă doresc dragoste, pace și creștere spirituală, abundență și vă mulțumesc pentru înțelegere. Sper că nu sunteți atât de supărați, se întâmplă tuturor să avem nevoie de timp pentru noi înșine. Numai bine, la revedere, vă iubesc!